Bine v-am regăsit pe canalul Hai să bucătărim! Astăzi vom găti paste cuiburi cu carne tocată de pui. Rețeta este destul de rapidă și se prepară din ingrediente accesibile. Începem să pregătim umplutura pentru cuiburile din paste, care se prepară din carne tocată de găină, o ceapă mărunțită, sare și piper negru după gust. După ce am amestecat foarte bine toate ingredientele, începem să umplem cuiburile de paste. Cuiburile umplute le aranjăm pe tigaie și începem să pregătim sosul. Eu folosesc astăzi suc de tomate galbene de casă, 150 ml, la care adaug aproximativ 400 ml de apă și puțină sare. De asemenea, sosul poate fi preparat din 2-3 linguri de paste de tomate din comerț, pe care le dizolvăm cu 500 ml de apă. Mâncarea se prepară la foc încet, sub capac, aproximativ 20 de minute. Până când pastele fierb, mărunțim niște mărar și tăiem niște roșii cherry cu care vom ornamenta mâncarea. De minute au trecut, pastele sunt gata, le transferăm pe o farfurie și le ornamentăm cu mărar și roșii cherry. Cuiburile de paste preparate în așa fel arată splendid, sunt extrem de gustoase. Vă recomand să pregătiți această rețetă și să o savurați la cină împreună cu cei dragi. Dacă v-a plăcut rețeta, vă rog să o apreciați și să vă abonați la canalul Hai să bucătărim pentru a vedea și alte rețete.